Bun, gata, Cornel. Deci, minus 3 pe 5, Mihaela, începe. Minus 3 pe 5, minus o acoladă, minus 2 pe 3 în interior, plus o paranteză dreaptă, paranteză rotundă, deschidem, 3 pătrim minus 2, 5, 5 și închidem paranteza. 3 pătrim minus 2, 5, 5, minus o altă paranteză rotundă, 4, 5, 5, 4 pe 5, minus 7 pe 4, închidem paranteza rotundă și închidem pe cea dreaptă, minus 7 pe 5 și închidem pe cea acolată. Egal? Egal cum. Conduce Adi. Eu. Minus 3 pe 5. Minus. Deschidem acolada. Minus 2 pe 3. Plus. Aducem la același numitor, care e 20. Deschidem paranteza, da? Da. Pătrată și rotundă și... Nu mai punem paranteza rotundă, că punem o singură linie fracție, facem calculul. Ai amplificat pe prima cu cât? Cu 5. Și altă 5 cu 4. 15 minus 8. 15 minus 8, 4, 7, da. 7 pe 20. 20. Minus. Minus. Facem și aici aceeași chestie. Minus, la fel, 4 ori 5, 20. 4 ori 4, adică. 4, 4, 16. Deci vine cât? 16 minus 3, 5 pe 20. Scrie marchea asta. Scrie marchea asta. Deci 16. De ce minus? Păi 16 minus 3, 5. Faci deodată calculul. Da. Da. 16 minus 3, 5, adică dăm minus 1. Era bine să scrie așa. Vrei să scriu așa? Da, da. Asta vor. 16 minus 35, ca să vadă ei și mai bine. 20, vă închid paranteza pătrată, minus 7 supra 5 și vă închid și acolo, da, egal cu minus 3 supra 5. Vorbește, eu? Dar, păi, da, tu vii și tu până la capăt, mă. Păi, eu eram acolo, cum a spus mama ta, cu minus. Hai, hai, că ajungem acum, hai. Deci, minus 3 pe 5, minus. Unde ești? Hai. Dă minus 19 acolo pe 20. Mă, stai, minus 3 pe 5 schimb paranteza minus, pătrată. Minus 2 pe 3. Ați împărtat, tu mi-e plus. 5 pe minus 8, 7 pe 20. Nici minus. Minus 16 minus 35. Minus 19 pe 20. Minus 19 pe 20. Mai închid o paranteză. Da. Minus 7 pe 5, închid acolada, egal cu. Acum am ajuns la tine, Adi, uite. Adi, ai ajuns? Da. Ești cu noi? Da. Nu, hai, scrie. Ești? Da, bine, hai. Eu și înainte. Bun, egal cu minus 3 pe 5. Minus 3 pe 5, minus pătrată, minus 2 pe 3. Minus pătrată. Minus 2 pe 3. 3 plus 7, ăsta, 26 pe 20. Aici? 7 și până 18. 26 pe 20. Nu închid nimic, nici minus 7 pe 5. Da. Pe 5 închid dreapta. Așa, pe cea acolată, suprafață în dreapta. Da. Și este egal cu? Egal cu minus 3 pe 5. Las-o pe ea. Da, minus 3 pe 5. Este egal cu minus 3 pe 5. Minus. Deschid paranteză, da? 3. Miruna, te-am rugat să nu mai vorbești. Minus 2 pe 3. Băi, e aici. Ai o paranteză de rezolvat. Acum, el mai poate să facă și următorul lucru. Nu vrea să o facă pe paranteză, da? Și schimbă semnul datorită în minusul din față, zice minus 3 pe 5. Da. Cum vrei? Sfatul meu ar fi, Adi, ca să lucrăm de un capăt la celălalt. Și atunci și minusul va schimba semnul tuturor. Și atunci nu mai punem niciun fel de nici paranteză. O paranteză. Și acum, aici, minus și cu minus. Plus. Adi, minus și cu minus plus 2 pe 3. Plus 2 pe 3. E vorba de mulțirea cu așa. Da? Aici cum o să fie? Plus.
Nu, mai adică minusul față afectează toată paranteza. Minusul ăsta afectează și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta. Pe toți îi lovește. Ca să scăp de paranteză. Deci o să zic plus 2 pe 3, minus 26 pe... Și nu-mi place 26 pe 20, de vreau să fie 13 pe 10. Deci minus 13 pe 10. Da? Și aici ce semn o să fie? Plus. Plus 7 pe 5. Asta am ținut, eu am ținut să facem așa. Era pentru da, a atrage da, atenția că minusul acela afectează toate, toți termenii din parte. Și acum, numitor comun, ne uităm așa și îl dăm o dată. Care? 5, 3 și 10. 30. 30, ăsta. 30, da. Când ai altă. Se împarte la... E ăsta e cel mai minim. Și 60 ar fi, dar cel mai mic. Așa, ăsta cu 6, ăsta cu 10, ăsta cu 3 și ăsta cu 6. Mergem mai repede. Și avem minus 18. Minus 18. Da. Plus 20. Minus. Da? Minus 39. Plus 42. Și este egal cu U, cu suma 30, numitor comun. Și facem. Minus 18 și cu 20... Plus 22. Da. Plus. Minus 39, minus 37. Plus 42? O să fie plus, sigur că ăsta e mai mare. Da. 5. 5. Se împarte prin 5 și 1 pe 6, domnul profesor. Uite, unde găsești? 1 pe 6 îmi zis. Păi 1 pe 6? Da. Și mai. N-aveam cum să-ți dau răspunsul că e bine sau nu, că nu am făcut să-mi iau calcul, da? Așa, dar e greșit. Hai să vedem care au fost capcanele. De ce se putea greși? Unde anume se putea greși? Păi, nu prea. Acolo, la parantezele rotunde făcute cu o grijă. Acolo 16 minus 35 face minus 19 pe 20. Minusul ăla din față cu minus, minus la asta trebuie plus. Să fie atent. Astea sunt lucruri esențiale. La minusurile astea din fața paranteze. De ce am ținut eu neapărat să minusul acela da. Să-l vedeți? A, deci acolo puteam să scriem direct plus. Nu, Adi, noi puteam, de exemplu, să lăsăm minus și să punem paranteză, să lucrăm paranteza asta. Cum ai și spus tu. Înțelegi? Să lucrăm paranteza rotundă uh-huh. Între ei. Asta, sau dreaptă. Da. Și lăsăm minusul și lucrăm paranteza asta. Da. Și ne dă da. Un rezultat. Și când facem minus 3 pe 5. 20 simplifică. Și dă pe 10. A, da. Același lucru se întâmplă. Că dacă nu dat așa, așa. Da, da, da. Cert este un lucru. Că putea fi făcută paranteza, după care minus 3 pe 5, dar fiind vorba de ce? Încă adunare sau scădere, am zis, hai să le facem pe toate la un cap la celălalt. Și am și vrut, în plus, să vedeți cum minusul afectează toți termenii paranteze și astea, da? Asta a fost important. Da? Ștergem tabla? Ștergem nasul. Ștergem tabla și mergem mai departe. Tabla și nasul. Da. Tu ștergi o tabla, tu ștergi nasul. Înțelegi ce repede merge, dacă nu te sfârmi. Acum, cine? Iruna sau Anca? Da. Anca. Hai să o lăsim pe Anca. S-aud? Așa. Anca zice minus 3 plus minus 3 plus o paranteză acolo de deschisă, paranteză dreaptă, minus. În paranteza rotundă să zicem 3 pe 10. Așa cum ai deschis rotundă? Da, deschis o rotundă. 3 supra 10. Minus. Minus 0,7. Puteți să scrie 7 pe 10. Mai lasă așa cum e exercițiu, mai. Lăsăm așa de calcă. Da. Închid paranteza. Închid paranteza rotundă. Plus, deschidem o altă paranteză rotundă. Minus 7 pe 5, minus 6 în paranteză. Minus 7 pe 5, minus 6. Închidem paranteza dreaptă și minus mai departe. Deschidem o paranteză rotundă, minus 4, minus 4 pe 5 în paranteză. Minus 4 pe 5? Nu, 4 minus, pe 5. Minus 4 pe 5? A fost aici. A, deci nu mai pun. Minus, deschidem da. Paranteza, 4 pe 5, minus 2. 4 supra 5, minus 2 este în paranteză. Da, și acolo dăm unde închid. Și acum acolo dăm la sfârșit. Și egal cu... Întrebare. Mai avea rost să pun acolada? Da. Nu. De ce? Nu. Că dacă ar fi fost minus, ar fi afectat totul. Dar plus, e deprisos.
Dacă ar fi să se mulți cu cineva pe acolo, mai înțelegeam. Dar autorul aici a încărcat ieșițiu cu paranteza asta, pentru că a vrut el să vadă, faceți voi distinții între ideea de a fi fost minus când ar fi afectat complet și acum când e plus deprisos, așa cum și o ștergem și noi. Deci o ștergem pentru că nu nu-și are rost plasarea. Și acum e mai limpede ieșițiu. Da? Și egal cu, hai am putat, minus 3 plus. 3 plus paranteză pătrată. Da. Minus paranteză rotundă. 310 minus 710. Da. Plus. Aici ce fac? Aduc la același mutări. Da. 5 pe 6. Și ăsta? Minus 7 pe 5 minus 30 pe 5. Minus 7 minus 30 supra 5, da? Da. Așa, închid pătrat, da? Și minus? Minus amplificăm pe 2 cu 5. Da. Și o să avem 4 pe 5 minus... 4 minus 10 supra 5, 5, da? Și este egal cu? Minus 3 plus... Minus... Deci e paranteză pătrată, da? Da. Minus. Aici cât dă? Minus... 3 pe 10 minus 7 pe 10. Minus 4. Supra 10. Și? Prin 2. Minus? Minus... 2 pe 5. Minus. Și aici minus 2 pe 5. Deci minus minus 2 pe 5, da? Deci dacă n-ai scris așa, nu... Da? Plus. Aici cât dă? Minus 23. E minus 7 minus 30. Păstrăm semnul și le adunăm. Minus 37. Ops. Nu? Era să greșesc. Păi asta e. Vă rog, de dumneavoastră. Asta e. Vă rog, bine, și minus, aici cât dă? Poți să spune, vă rog, nu, rog, nu, las-o pe ea. Tu lucrează mai. Tu te înainte, tu lucrează așa și te uiți din când în când la tablă și vezi minus, noi. Deci minusul ăsta îl pun și acum deschid o paranteză și scriu minus 6 pe 5. E corect asta? Tot trebuie să scriu mai minus 6 pe 5 fără să mai pun așa. Cum e corect? Așa. Așa, așa e corect. Că altfel era și complet greșit. Și mai departe, egal cu? Vorbește Anca. Minus 3. Plus. Acum aș vrea să scap. Vezi tu că paranteza asta dreaptă mai avea vreun rost? Anca. Minus minus 2 pe 5 e de fapt plus 2 pe 5. Aș vrea să remarc încă ceva. Da. De la bun început, da. Dacă vreau să renunțăm și la asta, că plusul ăsta nu afectează paranteza. Însă în momentul acela trebuia să zicem minus ăsta și plus ăsta. Adică minusul din față să-l fi păstrat. Și plus minus înseamnă că e minus. Deci, e deprisos să iată paranteza acum, momentul acesta. Nu pentru voi la început, când acum... Acum le dă plus. Vedeți, minus cu minus la mulțire face plus, deci vine... 2 pe 5. Da. Punem pe rotundă. O punem încă. 2 pe 5. Nu, n-am mai pus-o pătrată. Nu să rotesc. Da. 2 pe 5. Aici, Anca. Minus. Și ea scate și lucrează o mătrată. 37 supra 5. Da. Închid paranteza asta. Și aici? Nu știu, pe mine, du-te și lucrează pe mătrată singură. Dar trebuie să fii sigură, Anguța. E plus? E plus mama lui. Plus 6 pe 5. Deci trebuie să fii sigură că e minus, minus. Minus cu minus? Minusul. Minus la mulți. E plus. Trebuie să fii sigură pe asta. Nu, nu, nu stăm așa la îndoială. Dacă ai... Dacă ai cea mai mică ezitare, 1 la 1000 ezitare, există ca numiți la o greșeală. Și este egal cu minus 3. Minus 3. Plus. Aici cât dă? Minus la B. Minus 35. Da, ce are puțin. Minus 35 pe 5, care se simplifică prin 5 și... 5 de 7 pe 1. Adică minus 7. Minus 7. Minus 7. Și acum am... minus 3, minus 7. Spune, minus 3, minus 7. Asta, plus minus 7 e minus 7. Așa. Tocmai spune, dacă ai fost minus, minus cu ori minus făcea plus. Așa. Și așa a rămas minus 7. Și plus 6 pe 5, da? Plus 6 supra 5.
și avem minus 3, minus 7 care fac... Vezi? Minus 3, atenție. Minus 7. Minus cât are? Da. Minus 10. Da, se adună în cursa. Ăsta e momentul foarte greu, clasa 6-a. Aceste semne învățate... La 7-a. De învățate clasa 6-a, semnele este la algebră mecanic. Și nu e clar un lucru. Vezi tu, Anca? Minus 3 este aici. Și mai vin cu minus, încă minus 7. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Deci practic se pătrunde semnul lor și se adună. Și m-am depărtat, până unde m-am depărtat? Până la 10. Până la 10. În ce parte? În stânga. Deci este minus 10. Deci la minus 3, că mai vin încă cu minus 7 unități, sunt în stânga, fac minus 10. Datorii, cum îl spuneam. Da. Am 3 lei datorii și mai am încă 7 lei datorii, total am 10 lei datorii. Și egal cu minus 10 plus 6 pe 5, amplificăm cu 5 și va fi minus 50 plus 6 și dă? 56. Minus 50 plus 6. Acum sunt semne diferite. Punem semnul celui mai mare și? Cât dă? Minus? Minus 50 plus 6. Hai că scriu atunci, Ancuța. Uite, pe 5. Minus. Minus 50 plus 6. Și este egal cu minus, le scădem, 45. Cât la 5? Cu ce? Se simplifică pe 5? Cu 2? Deci minus 44 pe 5 da. Este rezultatul corect. Final. Miruna a lucrat înainte și a dat da. Acest rezultat. Este un lucru foarte și important. Și ție la fel, bravo. Deci, uite, am putea. Observ că tu dacă e minus 3, minus 10, nu ți-e clar că minus 3, minus 7, nu ți-e clar că se adună și că se păstrează semnul. Și aici iar observ că ai o dificultate. Dacă semne, minus 50 semne plus 6, diferite, nu știi ce să faci cu ele. Îi pui semnul cel mai mare și ce faci? Cazi din cel mai mare pe cel mai mic. Ai datoria de 50 lei, ai în buzunar 6 lei și spui, mai ai să stâng din datorie. Știi, Ancuța, o să-ți fie clar da. Dacă îți bagi. Adică încearcă să... că e corect așa. E bine așa cu el. Da. Acum am Miruna, da? Domn profesor. Da. Păi da, la tu ai fost, Adi, a fost Ancuța să facă și ea. La punctul C, zice, paranteză dreaptă. Acum, domn profesor, mai să o sucuri. Da, da, da. Cât de ușor e? Ușor? Adi, hai, nu vă prostiți, că nu, la semne încă greșiți cu tot. Sigur că da. Și nu Adi, dintr-o mie de... Exact. E greșit, sau să zicem, dintr-o mie de situații de acelea în care dai semn, dacă la una e greșit, exact. Dintr-o mie una, atunci când se întâmplă în timp greșit să greșiți o singură dată, este ca tot de greșit. Exact. Deci nu se pune greșit, problema. Fiți, deci trebuie să avem precizie da. Maximă. Deci zicem, paranteză dreaptă, iar în paranteză dreaptă zice minus 13 pe 20, minus o altă paranteză rotundă în care punem 12 pe 15, minus 3 pe 3, și închidem paranteza dreaptă, rotundă și rotundă și dreapta. Da. Minus o altă paranteză dreaptă deschidem, 7 pe 20, plus o altă paranteză rotundă deschidem 9 pe 4 plus 15 pe 21 și închidem și rotunda și dreapta. Înainte de a vă apuca de treabă, hai să discutăm și să vedem ce paranteze pot fi... Am avut un exercițiu din asta și o dat unul la un moment. Stai să nu știu că la unul. Important este să sesizăm dacă putem elimina niște paranteze care sunt deprisos. Da, putem elimina paranteza pătrată de acolo, rotundă din a doua paranteză. Da. Din a doua paranteză rotundă poate fi eliminată. Da. Da. Pentru că e adunare și adunare cu alte două paranteze. Corect. Nu, și sunt, acolo la prima. Nu la sunt la obligat să fac și la... La prima. La prima și aici, doar dacă țin cont de semnul ăsta, fratele meu, când îl schimbă, poate. Că minusul ăsta ne afectează complet calculul. Bun. Mai bine de când aici a fost plus, da. Pe când aici da. A fost plus, adică și nu îmi afectează da. Deloc. Corect, acolo nu ne afectează că e plus, corect. Ce o altă paranteză poate fi eliminată? Păi, paranteza paranteza pătrată la prima. Și de pătrata ce? Asta nu are nicio rost. Exact. Hai să o știi, să vedem cu cine afectează. Dar nu ne afectează cu nimic. Nu e mulțit, nu e nimic. Deci este doar așa ca să ne încurce pe acolo. Și asta. Și asta așa acolo. Da. Atunci, asta, o faci, atunci asta se face rotundă. Deci, iată,
iată, egheșițul este foarte mult simplificat dacă eliminăm parantezele prisos. Da, da, da. Eu am putut să știu, dar voi nu. Eu trebuie să dai. Da. Așadar, aver, e cam mai departe. Aver. Minus 13 pe 20. Și este egal. Minus 13 pe 20. Minus. Simplificăm 12 pe 15 cu 3. Sigur că da. Nu-mi place să zbun. 4 pe 5. 4 pe 5. 4. Minus 3 pe 4. Minus 3 pe 4. Chide paranteza, minus. Minus. Avem, putem simplifica 15 pe 21 cu 3. Când ajunge acolo, când da? Când ajunge acolo. 7 pe 20. Deci pe minus. Eruna, simplificăm 9 pe 4. Renunț la paranteza? Nu, da? Nu, nu, nu. Deci 7 nu, pe 20 plus. 7 pe 20. 9 pe 4 plus 15 cu 21 prin 3 și să avem 5 pe 7. Păi calcul, 3, minus 13 pe 20. Minus. Amplificăm prima fracție. Adi, nu te mai uita la tablă de romă. Auzi ce spune ea? Cotuță e greșițiu? Bă, nu, că eu să nu urmă. 16 pe minus. Păi tocmai. Dar nu copia de pe tablă, rezolvă. Păi tocmai am făcut nimic, Adi. Dacă tu pictezi de pe tablă, n-am făcut nimic. Hai să mă stăm un pic mai în urmă. Să mai ritmul mai elea. Că n-ai făcut. Este, așa este greșițiu obositor. Unde ești, Adi? La linia asta de aici? Da, da, terminat. Și acum, nu te mai uiți deloc pe tablă. Miruna dictează și nu mai scrie nimic, nici tu. Minus 13. Ea dictează și da. Până scrie mai târziu noi. Bine. Minus 13 pe 20. Deschidem paranteză rotundă. Mai ușor, mai ușor. Deschidem paranteză rotundă și... Deschidem paranteză rotundă 16 minus 15 pe 20. De ce zice 16 minus 15? Că o amplificăm. Așa, 16 minus 15, totul pe 20. Deci după ce dictează, ea scrie. Dar nu tu... Nu eu? Nu un pic, mai așteptăm noi. Pe ei să ducă la capăt. Vedem care ar fi numitorul comun în paranteză. Deci ai zis 16 minus 25 totul pe 20, nu? Da. Ai zis... mai are rost să mai pun paranteză? Nu. Era un singur din ei, frate, 16 minus 25 pe 20, pune 16 acum. Minus 15 pe 4. 16 da, minus 15. Da, da, și 1 pe 20. Da, lasă așa un da. Așa. Minus, găsim numitorul comun după parteză. Care? Păi, asta e. Să dividem 7 ori, 7 4, 9, nu. 7 ori, 140. Nu, a? Da, trebuie să-i ducem. A, le mulțim cu toate. Da. 140, mă, cu 7. Nu, 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 140 putem? Ba da, da, că 4 e incorporat da, în 20. Da. De 5 ori 4, da? Deci. Atunci 20 ori 7 este cel care trebuie. Deci o singură linie de fracții. Deci, simplificăm cu 7. 140, parcă am zis. Da. 20 simplificăm cu 7. Pe 20 cu 7. 7, 49. 49. Plus. Plus pe ăsta aici. Cu 140 cu părția 4? 25. Nu. 140 cu părția la 4? 35. 35. Uitați care e tehnica. În 20 e 4 ori 5. 5 ori 7. Numitorul era 4 ori 5 ori 7. Da. Și cum am pe 4 ori, am luat 5 ori 7. 35 ori 9. Plus 100. 35 ori 9? 3? 9 ori 3, deci acum 35 am amintit. De-aia n-am mulțit timp, nu? Da, 5 ori 35 ori 9. Cât am, mă, 35 ori 9? Și aștept să-ți zic, Miruna. 35 ori 9. 9 ori 5, 45. 9 ori 3, 27. 275. Ce? Deci, 35 ori 9, 9. 235. Cât a dat? 200. Mai de 5 ori 9 e 45. 9 ori 5, 45. 35 plus. 35 plus. 300. 800. Da. 150. Acum, să punctăm. Nu au rost paranteze de-astea. Minus 4. Face treaba pe care trebuie să o facă. Asta e o fracție, la fel și din face. Minus 14 pe 20. Stai așa, mi-am dat să știu parantezele astea, tocmai ce punctează domnul profesor și vreau ca voi să băgați la cap asta. Și minus 13 pe 20, mi-am dat, nu-i tot una, cu minus 14. Da, cu minus 1? Nu știu, eu n-am ajuns încă. Nici eu. Minus? Minus 1 pe 20. Nu știu, eu trebuia să arăt, da. Minus? Minus?
Hai să facem acolo. 4, 15. Până la încet, mă, tău. Uite așa, de 5, păi 9, da, așa, zic 4. Da. Da. Hai să adunăm 10-le, clasa 4-a. A 5, a 6, a 7-a. 12 cu 4, 6. 464. 464. Supra 104, desigur se simplifică. Normal. Așa, și vom avea mie. Prin cât să-ți încercăm simplificarea asta? Prin 4. Prin 4, pentru că ultimele două cifre, 64 și 40, sunt parte. Dar la 4. Prin 4. Deci egal mai departe. 116 supra 3. Minus, aici cât dă? Minus 14, adică... Minus 12 pe 10. Minus 7 pe 10. Minus 12, da? Minus 2 cu minus, minus 14. Deci minus 14 minus 1. Da, da, minus 14 pe 20. Deci asta se simplifică cu 2 și minus 7 pe 10. Da. Minus 7 pe... Minus 7 pe 10. 10. Da, dar vreau să vadă toată lumea. Minus 7 supra 10. Da. Minus 116 supra... Ia să vedem, 4 în 4 o dată. Da, 4 în 6 o dată. Și 4 în 24 de 6. Supra 35. 35. Și gata. Aici cum și gata? Mai băi, să finalizăm. Amplificăm prima cu 6 și a doua cu 2. Dacă ce numitor vrei? 70. 70. Prima cu 7. Și vom avea minus 49 minus. Minus 49. 2,16. Minus. 232. Minus 232. Pe 70. Normal. Și este egal cu? Minus. Minus. Le adunăm sau le scădem? Le adunăm. Minus 281. 281. Da. Minus 281. Și 70 și gata. Și gata, oare merg în 7? Nu. Mai sunt acolo două ieșiți de făcut. Le faceți și voi acasă. Da. Că a stat... Da. Băiatul, da, de clasa 11. Da, da. Să facem finalul. Da, să facem finalul, dar să sintetizăm ce am făcut. Da. Haideți să vedem... Antii am făcut o problemă de geometrie foarte frumoasă. Da. În care ce am folosit? Că e important să vedem ce lucruri importante. Cu care am folosit... Patru materii, patru lucruri. Da. Așa. Deci putem aminti aici prima chestiune, nu? La partea... De geometrie. De geometrie. Așa. Paralelogramul, la un paralelogramul, proprietăți. Da. Proprietăți de caracterizare. Paralelogramul. Proprietăți de caracterizare. Proprietăți de caracterizare a paralelogramului, în sensul ăsta. Da. Proprietăți de caracterizare. Da. Am folosit mediana. Da, ce mediana. Mediana. Ce? Unghiurile opuse la vârf. Da, și paralele. Reciproca teoremii, unghiurile opuse la vârf, da, sunt congruente. Deci unghiurile opuse la vârf. Unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Nu? Așa am făcut-o. Și aici am făcut reciproca. Da. La vârf. Mediana. Paranteză. Reciproca am folosit-o. Reciproca la unghiurile opuse. Colinearitatea. Foarte important. Colinearitatea a trei puncte. Metode pentru a arăta, am discutat, nu? Colinearitatea a trei puncte. Și exercițiile algebre. Asta a fost pentru geometrie. Da. Și la algebră scriem în continuare, nu? Da. Așa, probleme cu semnele. Semnele la algebră. Ordinea efectorii operațiilor, practic. Exact. Ordinea efectorii operațiilor. Semn la algebră. Da.
efectuarea paralizelor. Ei, păi asta e ordinea efectuării operațiilor, în sensul că dacă am înmulțit și împărțit, le fac pe asta, înseamnă ordinea efectuării operațiilor. Și nu și paranteze? Nu, paranteze este asta. Și-am zis semnele la algebră. Semnele la algebră, foarte important. Și ce au zis? Și operații cu fracții. Da, așa. Adorești scăderea, faci numitorul comun și toate chestia astea. Operații cu... Fracții. Operații cu... Numere raționale. Da, cu numere raționale. Raționale. Care pot fi sub formă de fracții sau formă de numere decimale. Mare, da? Noi am găsit mai mult cu fracții. Următoarele sunt și cu numere decimale. Și acum vezi vreo șeană. Sigur că da, așa mult. La revedere, vă mulțumesc că l-ați urmărit pe campanar și vă dorim o seară bună în continuare. La revedere! Nu uitați de la și share! Asta să faceți. Așa că... urmăriți și filme care... Eu nu mai am ce pe ăla. Fiți, ce-am nervat, mă place.